Bună. Pentru cei care urmăriți cu interes, informațiile primite de către această fată numită Gosia de la Taietan, de la pliadienii din Taieta, care zic ei că se află pe două nave numite Era și Temer pe orbita Pământului. Vă rog foarte mult în general. În general, e bine să fiți foarte atenți la detalii. Deoarece detaliile de multe ori sunt mult mai importante decât uh, viziunea generală și de asemenea, să vă folosiți uh, discernământul foarte mult. De ce zic asta? În primul rând, uh, în ultimul timp am dat și eu peste aceste videouri pe YouTube al acestei uh, fete numite Gosia, care ea primește mesaje înscris pe laptop, prin internet, de la acești extraterestri uh, din Tagheta, din constelația Pliades. Pentru cei care urmăriți, da? pentru cei care nu știți despre ce este vorba, um, o să găsiți pe YouTube uh, Cosmic Agency, se numește cam ei. Bun. Deci, printre multe informații uh, reale, se află și foarte multe informații care ar trebui să ne dea de gândit. Acum să revin la detalii. ce deci este important să ne folosim puterea atenției și să fim foarte atenți la detalii. Dacă vă uitați cu atenție la canalul ei, la videourile ei, în partea, în colțul din dreapta sus, are o siglă. Da? O siglă cu două aripi de înger. Un simbol al îngerilor sau arhanghelilor. Deci asta una la mână. 2. Într-unul din videouri, a prezentat o convorbire între ea și pilotul unei nave, că acest pilot numele lui se termina în el. Într-o altă înregistrare, a mai prezentat tot așa niște convorbiri între ea și încă doi taghetani de gen masculin, care numele lor tot în el se termina. De obicei știm Că numele arhanghelilor se termină în L, care înseamnă cel ca Dumnezeu, da? L. Atenție! Pentru cine nu este informat în general despre entități, tipurile de entități și rolul lor, acest detaliu nu, nu ar însemna nimic pentru ei, ba din contră. Poate s-ar bucura că sunt informații venite de la entități superioare de lumină care doresc binele planetei și a umanității. Nu contrazic. Însă, din sesiunile pe care le facem în astral, am observat. că nicio entitate benefică nu va interfera câmpurile energetice al unei persoane. Niciodată. Niciodată nu am găsit în câmpurile unei persoane un extraterestru benefic, cum ar fi în categoria arcturienilor, sirusienilor, andromedanilor, um nici chiar nu am găsit să interfereze de pe Piliades. Ceea ce am găsit însă au fost draconieni, reptilieni, da, în categoria Iahve Dracos, da, draconienii uh, sunt uh, din categoria lui Dracos și reptilienii a lui Iahve. Iahve este șeful lor. Uh, cenușii gri, da, zeta reticului. Mantida, Insectois și alți subordonați de-ai lor. Și arhanghel. Da? Și arhanghel. Niciodată o entitate benefică nu va interfera câmpul unei persoane. Niciodată nu vom găsi o entitate benefică în câmpurile unei persoane, cu stringuri. Prin aceste stringuri, ei ori preiau energie, ori influențează ori sau și influențează corpurile energetice ale persoanei, corpul emoțional, mental. O trimit fluxuri energetice pe aceste stringuri către implanturile eterice, care aceste implanturi au anumite roluri, da, le-am văzut ori pe sistemul nervos, ori pe organe. Hemisferele creierului, glanda pineală, la ochi, urechea, cam peste tot. Aceste implanturi influențează funcționalitatea uh, corpurilor energetice și implicit a celui fizic. Și activitatea minții, de asemenea. Da? Deci, dacă arhangelii ar fi fost benefici, nu ar fi trebui să-i găsim în câmpurile unei persoane. Niciodată. O singură dată am găsit un arcturian mic în câmpul unui domn. Însă, când acel domn a dat ordin ca acea entitate arcturiană să-și ia forma originală, s-a transformat în altceva, în altă entitate, da? Cred că într-un reptilian s-a transformat. Pur și simplu îl păcălea. Își luase o formă holografică de arturian ca acel domn să creadă că el lucrează, că informațiile și ghidarea primită este de la arturien. Deci foarte mare atenție, foarte mare atenție la detaliu. Preluați tot ceea, ce este, tot ceea ce simțiți că este benefic pentru voi. Iar ceea ce simțiți că nu este benefic, lăsați deoparte și mergeți înainte. Și cercetați, cercetați cât mai mult și reflectați. De asemenea, într-o sesi sesiune investigativă pe care am ex executat-o în astral cu Claudiu și cu Alexandra, am descoperit că raiul lui Iahve este organizat pe șapte nivele. Da? și că venise informația că pentru sufletele care reușesc să treacă de nivelul 7 sunt libere. Entitățile nu mai au absolut nicio putere asupra lor, da? dacă reușesc să treacă de nivelul 7. Am descoperit de asemenea că în dimensiunile minus ale entității dracos sunt șapte dimensiuni în minus de asemenea, da? Interesant. Șapte în plus, șapte în minus. Șapte în lumina falsă, șapte în întuneric. De asemenea, Consiliul Galactic este format din 21 de entități, reprezentanți ai al unor 21 de specii: 7 negative, 7 neutre și 7 pozitive. Ce s-a întâmplat în timp? Entitățile neutre au fost din ce în ce mai mult eliminate și înlocuite cu entități negative. Atenție! Am observat de asemenea că din ce în ce mai multe persoane um, ies și uh, cu uh, terapii noi, tehnici noi, uh, tot felul de device-uri. Este chiar o doamnă din Bulgaria. Ea zice că canalizează entități gri și Consiliul celor nouă. Păi cine sunt Consiliul celor nouă? Unde este acest Consiliu celor nouă? Este pe Saturn. Consiliul celor nouă. Este acolo unde este legea lui 1, al lui Ra. Atenție! Da? Concluziile le trageți dumneavoastră. Ah, de asemenea, um, a venit la un moment dat informația cu această dimensiune 22, da? că este sursă neutră. Și dacă stau să mă gândesc că șapte dimensiuni în minus, șapte dimensiuni în plus, șapte neutre, 21. 21 de reprezentanți în Consiliul Galactic, da? Și spiritul meu mi-a transmis informația să mă conectez în sesiuni la sursa din dimensiunea 22. Deci, 22 care transcede pe toți cei 21, da? Toate cele 21 de nivele. Cumva în afara acestui joc. Interesant. Cam atât pentru astăzi. Cercetăm în continuare. Nu am ajuns la concluzii finale, nu. Dar cercetăm. Pa.